Proiectul a fost lansat astăzi în cele două școli participante de la nivelul municipiului Zalău. Din partea Asociației Viitor Plus, Teia Gavrilescu, reprezentantul asociației organizatoare, le-a prezentat elevilor activitățile pe care le vor organiza, începând de la plantație de copăcei, ecologizarea curților școlilor, până la târguri de produse bio. O să aveți ocazia să faceți ordine și în curtea școlii, să aveți mai multe spații verzi în parcurile din oraș, să faceți târguri de resurse cu produse locale, or să fie foarte multe activități în care o să puteți să lucrați cu colegii voștri. Vi s-a pomenit distracție, să știți că facem protecția mediului, dar ne și distrăm. O să vă faceți prieteni noi și toate activitățile astea foarte, foarte frumoase o să fie organizate cu ajutorul unei echipe cu un suflet mare, mare, mare. La invitația făcută de reprezentanții Asociației Viitor Plus, elevii au răspuns pozitiv cu mare promptitudine în implementarea proiectului la nivelul școlii, elevii gândindu-se după anumite sloganuri care reflectă atitudinea corectă pe care ar trebui să o aibă oamenii vis-a-vis de mediul înconjurător. Mă numesc Parca Georgiana și fac parte din clasa 8-a, iar motoul meu este: nu putem controla natura, dar o putem ocroti. Mă numesc Greta Antonia din clasa 5-a G și motoul după care mă ghidez este: respectând natura, te respecti pe tine însuți. La lansarea proiectului au fost prezenți și reprezentanții instituțiilor partenere, care au accentuat pentru elevii implicați în proiect importanța protejării mediului înconjurător în contextul formării unei educații solide în domeniul protecției mediului. Ecoprovocarea, așa cum se știe, este un proiect care a demarat în urmă cu câțiva ani și are drept scop protejarea sau conștientizarea protejării mediului înconjurător. Și tot așa, după cum știți toți, planeta Pământ este planeta pe care trăim noi astăzi. Resursele ei nu sunt inepuizabile, sunt resurse care se epuizează zi de zi, de aceea protejarea mediului înconjurător este o condiție esențială. Și noi, împreună cu cei tineri, trebuie să conștientizăm acest lucru și să facem în așa fel încât viața pe acest pământ să dureze cât mai mult. Aici asistăm la o astfel de lecție de solidarizare, asistăm la o provocare ecologică în care organizatorii, pe care îi felicit din tot sufletul și pe sponsori, și-au dat mâna pentru a vă îndemna pe toți și a adresa dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, mesajul tuturor cetățenilor Sălajului de a salva planeta. Pentru conștientizarea implicării proactive în domeniul ecologizării a tinerei generații, Asociația Viitor Plus implementează pentru al patrulea an consecutiv în cele două școli din Zalău proiectul Ecoprovocarea, care îi pune pe elevi în postura de a organiza activități de ecologizare. Astfel că la nivelul fiecăreia dintre cele două școli există o echipă de organizare formată din 10 elevi, care inițial au fost aleși în funcție de ecoambasadori și 3 profesori care împreună vor implementa activități de ecologizare pe parcursul întregului an școlar. Fiecare școală va avea la dispoziție și un mini-grant de 2000 de lei pentru a organiza cât mai bine aceste activități. La finalul anului școlar, unitatea de învățământ cu cele mai multe puncte va câștiga un premiu de 6000 de lei, bani ce vor fi folosiți pentru dotarea cu echipamente necesare.